Temperaturile cresc de la o săptămână la alta, iar oamenii trebuie să se pregătească pentru perioadele caniculare cu care ne vom confrunta. Vara este anotimpul perfect pentru oamenii ce își doresc să petreacă cât mai mult timp în aer liber, însă în momentele zilei în care temperaturile ajung să atingă peste 35 de grade Celsius, statul în soare nu este recomandat, mai ales pentru adulți, mai în vârstă, copii mici și persoanele cu afecțiuni cronice. Pentru a trece cu bine peste aceste temperaturi ridicate, este necesar să ne hidratăm foarte bine, astfel trebuie să consumăm cât mai multe lichide, chiar dacă nu ne este neapărat sete. Este recomandat ca ieșirile în aer liber să fie programate după intervalul 13-18, iar când ieșim, trebuie să purtăm haine largi, ușoare, care să fie în culori deschise și să nu uităm de protecția solară. Materialul recomandat pentru articolele vestimentare este bumbacul, astfel încât transpirația să se poată evapora. De altfel, atunci când trebuie să ieșim, este necesar să ne protejăm ochii cu ajutorul ochelarilor de soare, cu lentile colorate din categoria 3, iar capul trebuie să fie acoperit cu eșarfă, șapcă sau pălărie. În aceste zile caniculare este recomandat să stăm departe de băuturile alcoolice, dar și de cele care au cofeină, deoarece accelerează pierderea de lichide. În cazul în care aveți un aer condiționat sau un ventilator, acesta vă este de ajutor în momentele caniculare ale zilei, în cazul în care stați într-o încăpere. În cazul în care nu aveți un aer condiționat în căminul vostru, atunci există și alte moduri în care putem să ne răcorim în această perioadă caniculară, iar primul pas pe care trebuie să-l respectăm este hidratarea de care are nevoie organismul nostru, astfel trebuie să consumăm cât mai multe lichide. Pentru a avea o senzație de răcoare pe parcursul zilei, putem folosi un gel de duș cu extract de mentă, deoarece acest ingredient activează receptorii cerebrali care îi spun corpului că simt că este rece. Dacă aerul condiționat nu este în casa noastră, putem folosi câteva pungi de gheață pe care le putem pune în cheieturile sau în jurul gâtului. Relatează canaldde.ro.